Deci dacă activitatea din apicultură nu generează suficient de mulți bani pentru familie, ca să o duci bine, să susții familie de albine, nu are sens să o faci. Pur și simplu, mai bine îți iei un job, câștigi 4, 5, 6 mii de lei pe lună, cât îi putea câștiga și îți vezi de treabă. Fiindcă apicultura e foarte grea, foarte dură, cu multe riscuri, cu multe probleme. Ce riscuri avem în apicultură? Și după aia să-mi spui și ce frumusețe avem în apicultură, pentru că până acum i-ai speriat pe toți cei care vor să se apuce. Deci vă zic, oameni, nu vă apucați. Nu o să aveți rezultate dacă bine, nu învățați meserie. Ție ți-e frică, mă, să vine să nu-ți facă concurență, mă? Nu mi-e frică de concurență sub nicio formă, dar e groaznic de greu. Cel puțin pentru mine, cel mai mare risc e riscul climatic în zona în care sunt eu. Pentru mine, încălzirea globală, de fapt, e o răcire. Frigul și ploile sunt problemele mele cele mai mari. Nu dezvoltarea familiilor de miere, nici altceva. Deci frigul și ploile care... Bun. Totuși, spunem ce riscuri avem. Deci avem risc de condiții meteo nefavorabile. Cel mai mare pentru zona mea. Da. Alte riscuri. Păi risc de la urs care vine și strântește stupid dacă nu ai gard electric. Hoții care sfură gardurile electrice și generatoarele de impuls pe care le pui pentru urși. Nu poți să duci albine pe munte fără gard electric. Da, am pățit-o și eu la Mărișel, să știi că și mie mi-a furat bateria, doar bateria a furat-o, generatorul a lăsat, dar bateria mi-a furat-o. Deci, Radu, am cumpărat numai cu 200 de euro cele mai bune generatoare care le-am găsit, că ursul e mare, puternic și trebuie scuturat bine, fără din alea mor lăsat. Da, deci există hoții, cam asta ar fi, ursul, ploia și hoții, într-o... Oricum, ploaia și temperaturile scăzute sunt de departe cea mai mare problemă. Spui treaba asta pentru că încă nu te-ai confruntat cu problemele celor de la câmpie, gen pesticide, neonicotinoide, secetă. Corect. Deci nu m-am gândit la ei, mă gândeam la mine, clar. Acolo situația e complicată. No. Ce aș putea să spun? Seceta poate fi compensată. M-am gândit și de multe ori ce apicultură aș face dacă aș fi la câmpie, în Dobrogea, în sudul României, unde după 1 august ar fi să instaurează deșertul. Și nu aș mai avea familiile pe care le am și care oricum sunt foarte mari față de ce se arată pe internet. Cred că o soluție ar fi prima dată. Mi-aș lua albină care se dezvoltă indiferent de condiție meteo, adică buckfast, dar de cea mai bună calitate, că putem discuta și ce se vinde pe piață. Și azi, deci, încă ceva, nu înțeleg blocarea curbului la floarea soarelui. Oameni buni, voi nu aveți magazin să puneți pe ei? Deci e vina voastră cu blocarea cuibului. Deci puneți oameni magazin acolo, 3, 4, 5, 6 și nu mai blochează cuibul. Și puneți magazin cu faguri clădiți. Dacă vreți să obțineți miere, dacă exact. Vreți să obțineți ceară... Până sclădește rama, păi apropo, deci baza unei apicultori, unei stupine, îi stocul de faguri clădiți și de rame clădite. Fără asta ești mort. Numai prin lipsa lor, cred că pierzi 30-40% din producție, poate 50%. Deci, să revin ce aș face eu dacă aș fi acolo. Mi-aș lua obligatoriu buckfast, o albină care să mănânce mult, după floarea soarelui, nu după o săptămână, a doua zi aș veni cu sirop pe ele și cu turtă proteică și le-aș ține așa până vreo 15 septembrie. În sirop și turtă proteică, sistemul canadian și american cu găleată din care se pot trage 10 kg, mi se pare perfect. Decât să te duci odată la 3-4 zile cu 1,5 litri, mai bine le pui găleata când se termină, o reumpli și o reumpli. Și aș vedea ce rezultate am. Și deci după ce extragi mierea de la atâta mare de... magazie despre care vorbeai și poți să folosești magazinele respective, scoți ramele din ele și poți să le folosești ca și suport pentru găleată, ca să nu-ți o bată vântul. Se plângeau foarte mulți apicultori că dacă își pun gălețile deasupra pe stup, le bate vântul.
alții spuneau că dacă au dat gaură în capac, prin gaura respectivă au fost infiltrații de apă în timpul sezonului inactiv sau toamna. Și da, au dreptate, însă dacă ai magazii, cum spuneai, dacă ai stoc de magazii și de rame, după ce ai extras mierea din ele, magaziile le poți lăsa acolo și poți să îți faci hrănirile, așa cum spuneai, cu găleți, fără să mai perforezi capacele. Americanii au doar capacele acelea din lemn, dintr-un lemn stratificat special. Noi le avem cu tablă, cu tot felul. Să ne găurim tabla, băi, ne cam doare sufletul. Într-un cuvânt, le-aș ține în sirop și în turtă proteică până în 15 septembrie și aș vedea ce rezultate obțin. Dacă stupii n-ar fi suficient de mari și după tratamentul ăsta, mai rămâne o singură speranță, familia ajutătoare. Pentru fiecare familie, încă o familie, având în vedere că în zona de sud, culesul de rapid e foarte rapid și familiile se pot dezvolta și în mulții. Da. Deci, la fiecare familie aș face apicultură obligatorie cu încă o familie ajutătoare. Iar în primăvară nu le-aș dezvolta, de exemplu, cum le dezvoltă domnul Costin 2003, care iubește albina, îi grozav, dar tăc o lingură și începe din 10 februarie, pur și simplu, undeva prin 20, hai să zicem, 1 februarie, aș pune pe o familie o turtă proteică, o gratie Hahnemann, un ziar, aș veni cu o altă familie, aș pune-o pe stăia, i-aș mai pune și pe a doua o turtă proteică, aș avea grijă să nu se termine turta proteică, iar pe 1 aprilie, înțeleg că rapița acolo în foroeste în 5-6 aprilie, vă garantez că doar prin tratamentul ăsta aș avea niște familie uriașe, aș scoate o regină și aș avea 24 de rame minim de albină. Despre care mulți ți-ar spune că îți intră în frigurile roitului în următoarele zile. Ce facem cu oamenii ăștia, Nelule? Pentru că mulți vor spune treaba asta. Băi, dacă îmi dezvolt albinele atât de mult, îmi vor intra în friguri. Inclusiv Mircea Petrus ne spunea nouă, atenție, albina noastră locală, la peste 6 rame cu puiet larvar după 1 mai, intră în friguri. Deci ce facem? De ce roiesc albinele? Foarte bună întrebare. Deci, simplu. Parcă îmi citești gândurile. Hai să vedem. Deci.